Știri, campioana de la Roland Garros se întoarce acasă. Simona Halep ajunge în scurt timp la București, acolo unde le va prezenta suporterilor cel mai important trofeu din istoria tenisului românesc. Toți cei care vor dori să sărbătorească alături de cea care a făcut atâta cinste sportului din România o pot felicita în această seară pe Arena Națională. Simona Halep, cea mai bună sportivă din România, se întoarce în țară cu trofeul de la Roland Garros, primul său titlu major de Grand Slam. Jucătoarea de tenis, Primăria Capitalei și Federația au pregătit o surpriză uriașă și pentru cei care nu vor reuși să ajungă pe aeroport. Halep va prezenta primul său mare trofeu tot astăzi la Arena Națională. Numărul 1 mondial va ajunge pe cel mai mare stadion al țării la ora 20 pentru a sărbători titlul de la Paris alături de fani. Evenimentul va începe la ora 20 și va dura în jur de 30 de minute, iar intrarea la întâlnirea cu Halep va fi liberă. Halep a confirmat informația pe contul personal de Facebook. La ora 20, pe Arena Națională din București, voi prezenta trofeul primit pentru câștigarea primului turneu de Grand Slam, Roland Garros 2018. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, vă aștept la Arena Națională. După succesul de la Paris, Simona Halep a primit recunoaștere atât din partea sponsorului Nike, cât și de la cele mai mari nume ale tenisului actual. Nike a cumpărat un spațiu publicitar de dimensiuni impresionante chiar în Madison Square Garden din New York. Primul nu se uită niciodată, au scris cei de la Nike pe un panou uriaș cu chipul Simonei Halep. Rafael Nadal, care a câștigat pentru a 11-a oară trofeul la Roland Garros, după ce l-a învins în finală pe austriacul Dominic Thiem, a vorbit la rândul său despre performanța Simonei Halep. Halep și-a meritat primul slam. Este o adevărată luptătoare și muncește foarte mult. Îmi plac oamenii care muncesc din greu pentru obiectivele lor și care au succes deoarece ei merită asta. Simona Halep a câștigat sâmbătă turneul de la Roland Garros după ce a învins-o în finală cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1 pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, Halep a devenit prima jucătoare română care câștigă un Grand Slam după Virginia Ruzic, care s-a impus în 1978 tot la French Open. Iar mai puțin de o oră, Simona Halep se va întoarce la București. Românca va fi așteptată de președintele Federației Române de Tenis. Colega mea, Mădălina Ignat, se află și ea la aeroport și are mai multe detalii. Bună ziua, Mădălina! Bun găsit! Simona Halep este așteptată aici pe aeroportul internațional Henri Coandă ca o adevărată învingătoare. A fost așezat covorul roșu, iar oamenii au venit să o susțină pe Simona Halep. Am văzut mai devreme o fetiță care are 10 ani, care a venit special pentru a o susține pe Simona Halep. De asemenea, o delegație a Federației Române de Tenis va fi prezentă, dar și o delegație a Ministerului Tineretului împreună cu ministrul Ioana Bran, dar și reprezentanți CUSR. La ora 16 și 15 minute este așteptată să aterizeze avionul în care Simona Halep se află. Fanii care vor să îi adreseze câteva cuvinte sau care vor să fie alături de Simona Halep o pot face în această seară de la ora 20. Timp de 30 de minute Simona Halep va fi prezentă pe Național Arena, acolo unde au voie să vină toți fanii care își doresc să o întâlnească pe marea învingătoare Simona Halep. Mulțumesc frumos, o așteptăm și noi. Schimbăm subiectul acum. DICOT va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii după amenințările lui Liviu Dragnea. Procurorii DICOT anunță că vor fi depuse două sesizări la forul magistraților, una care vizează apărarea reputației procurorilor care se ocupă de dosarul Dăncilă și alta referitoare la un atac la adresa independenței sistemului judiciar. Totul după ce liderul PSD a afirmat că nu crede că există vreun procuror care să riște atât de mult încât să ancheteze o plângere penală depusă împotriva Vioricăi Dăncilă, care ar fi o comandă de la Iohannis. Ce pot să vă spun cu siguranță, că este o comandă foarte fermă. Adică, nu întâmplător, a fost pus imediat Horodnicianu să gestioneze interimar postul de șef al DICOT, pentru că nu era obligatoriu să-l pună tot pe el. Aia a fost făcută coordonat. Te mai ținem, fă ceva cu aia. Eu am spus-o și vă spun și dumneavoastră, sper să nu fie niciun procuror care să riște atât de mult încât să dea curs la această demență, pentru că este o demență.
Atacurile liderului PSD Liviu Dragnea la adresa procurorilor l-ar putea costa scump. DIICOT va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii. Vor fi depuse două sesizări, una care vizează apărarea reputației procurorilor care se ocupă de dosarul premierului Viorica Dăncilă și alta referitoare la un atac la adresa independenței sistemului judiciar. În urmă cu câteva zile, procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodnicianu, a anunțat că nu a fost începută încă urmărirea penală in rem în cazul plângerii penale depuse de liderul PNL Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă. Acesta a mai spus că urmează ca procurorul de caz să decidă dacă are nevoie de informații de la serviciile de informații, având în vedere că plângerea face referire la înaltă trădare. Președintele liberalilor o acuză pe Viorica Dăncilă că ar fi făcut publice informații confidențiale și ar fi prezentat președintelui României informații false în legătură cu memorandumul adoptat de guvern pe tema mutării ambasadei României în Israel. Mai mult, într-o scrisoare trimisă Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii au acuzat discursurile incendiare ale liderilor puterii de la mitingul PSD de sâmbătă și au cerut conducerii CSM să ia măsuri pentru apărarea independenței justiției. Propunerea de numire a lui Felix Bănilă în fruntea DIICOT a ajuns la Cotroceni. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că a trimis șefului statului, Claus Iohannis, actul de numire a lui Bănilă pentru funcția de procuror șef al DIICOT. Am transmis președintelui României propunerea de numire a domnului Oliver Felix Bănilă în funcția de procuror șef al DIICOT, a scris ministrul Justiției pe pagina sa de socializare. În urmă cu câteva zile, secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului Justiției de numire a procurorului Felix Bănilă la conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. În motivarea avizului dat de secția pentru procurori a CSM se arată că Felix Bănilă a identificat soluții pentru a îmbunătăți activitatea instituției. Felix Bănilă, în vârstă de 46 de ani, este procuror la parchetul Tribunalului Bacău. În perioada 2010-2017, el s-a aflat la conducerea parchetului Tribunalului Bacău. În 2016, Bănilă a candidat pentru un post în CSM, fără succes. Conform legii, procurorul șef al DIICOT este numit de președintele României la propunerea ministrului Justiției cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată. Daniel Horodnicianu, actualul șef al DIICOT, nu a fost foarte încântat de succesorul său. Văd colegii dumneavoastră, procurorii din DIICOT, o eventuală numire a domnului Bănilă? Există opinii și opinii. Cele mai multe dintre ele ar fi preferat un procuror din interiorul DIICOT. Mandatul lui Daniel Horodnicianu se va încheia în luna noiembrie a acestui an, după ce procurorul general al României, Augustin Lazăr, l-a mai prelungit cu încă 6 luni. Partidul Social Democrat vrea să modifice codurile penale prin ordonanță de urgență. Liviu Dragnea are drept scuză faptul că opoziția tot amână adoptarea modificării actelor normative. E de luat în seamă, pentru că chiar astăzi gândeam. Tot ce am aprobat în Parlament, tot ce am aprobat important, vorbim de legile care susțin și fac parte din programul de guvernare, legile care sunt pe zona de justiție și alte legi care țin de și care sunt dorite și pe care le adoptăm, domnule, le-au întârziat într-o veselie. Ba atacă Iohannis sau atacă PNL USR. Vine de la curte, iar atacă, respinge curtea, ajunge la Iohannis, atacă iar, cu toate că știe că nu mai poate, dar atacă să treacă timpul și după aia probabil că o să le întoarcă la Parlament să zică, domne, articolul ăsta îl vreau așa și nu invers. Liderul PSD a adăugat că urmare a acestor atacuri la CCR, coaliția de guvernare a decis să adopte legea achizițiilor publice și legea privind parteneriatul public-privat prin ordonanțe de urgență. Ăsta e motivul pentru care două legi fundamentale, legea achizițiilor publice, care transformă anii în luni, da? Anii în care stăteam ca proștii toți și ne uitam că nu putem să facem nicio investiție, și legea privind parteneriatul public-privat, le-am adoptat prin ordonanță de urgență. Guvern. Să vorbim săptămâna asta, o să vorbesc și cu domnul Tăricianu și cu doamna prim-ministru și cu domnul Toader și să vedem, să facem o discuție așezată, pentru că e clar, pe codurile penale vor ataca, va fi vacanța parlamentară, noi o să facem sesiune extraordinară, dar o să facem iar atacă, iar și o să ne gândim serios.
Nici președintele Senatului nu exclude modificarea codului penal prin ordonanță. Ar fi oportună o ordonanță de urgență pe codul penal, pe codul de procedură penală, pe modificările... Orice e posibil, dacă o să observăm că există o reavoință manifestă în această privință și din partea opoziției. Parchetul a fost sesizat în cazul elevei de clasa a 7-a bătută la internatul liceului pentru deficienți de auz din Cluj-Napoca. Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități a deschis o anchetă împotriva profesoarei violente. Femeia a bătut-o pe copilă dintr-un motiv halucinant. S-a enervat pentru că fata nu auzea. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Copiii sună în fiecare an la telefonul copilului pentru ajutor. Majoritatea cazurilor reclamate sunt extrem de grave și sunt legate de violențe sau abuzuri sexuale. Minorii devin și mai vulnerabili când familia se destramă. Specialiștii sfătuiesc pe părinți să asculte ce spun copiii, fiindcă pot exista situații când orice intervenție devine prea târzie și răul este făcut. Mai bine de un sfert dintre copiii care sună la telefonul copilului sunt copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate sau sunt copii care au revenit în țară odată cu părinții. Micuții care se întorc în țară trec prin momente destul de grele pentru că nu sunt acceptați de ceilalți copii cu ușurință. În prima categorie, copiii se confruntă cu dorul de părinți. Asta este ceea ce imagina cel mai tare și de asemenea vorbesc despre hărțuire în mediul școlar, așa zis numit fenomen bullying, din cauza căruia ei suferă foarte mult. În cea de-a doua categorie, din păcate, vorbim tot despre hărțuire, tot despre marginalizare. De ce? Pentru că și acei copii sunt priviți altfel, odată fiind plecați în străinătate cu părinții și, practic, existând deja o etichetă pe care astfel de copii o au. Nu sunt singurele probleme. Cazurile de abuz sexual se înmulțesc în familiile cu un părinte plecat la muncă în străinătate. Specialiștii vorbesc despre situația unei fetițe care a fost amenințată de concubinul mamei sale plecate în afara țării. Fata a beneficiat de consiliere psihologică și de asemenea de psihoterapie. Era o situație care eu ascundea de mult. Abuzul sexual nu se întâmpla de doar câteva zile, ci se întâmpla de când a plecat mama în străinătate. Nu i-a comunicat absolut nimic. De ce? Pentru că a fost ținta amenințărilor concubinului mamei și ei a fost teamă, fiind doar ea rămasă singură acasă cu el, de consecințele pe care le-ar putea avea faptul că ea i-ar spune mai departe mamei ei. Sunt anumite situații în care, din păcate, mame plecate în străinătate nu-și cred chiar proprii copii. Telefonul copilului pune la dispoziția copiilor și adolescenților singura linie telefonică gratuită de asistență, 116-111. În cei peste 17 ani de existență, telefonul copilului a fost sunat de mai mult de 2 milioane de ori. Un conflict mai vechi a fost la un pas de a produce o tragedie. Un bărbat din Sibiu a fost împușcat în plină stradă de un individ cu care avusese probleme și în trecut. Bărbatul a coborât din mașină pentru a-l ruga pe individ să înceteze cu amenințările, însă acesta nu l-a ascultat și l-a rănit. Poliția a deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă. În parc? Gigel Dogaru, bărbatul care a fost împușcat în centrul Sibiului în urmă cu câteva zile, a fost externat. Acesta a povestit că a trecut prin clipe de coșmar. Fără niciun fel de... nici somare, nici... a scos o armă de la lui și pur și simplu a tras la nivel real. Deci m-a împușcat. Scandalul a avut loc seara chiar în centrul orașului. Cei doi erau în trecut buni prieteni, însă de mai bine de 2 ani s-au certat. Victima a povestit că nu a mai avut liniște deoarece agresorul i-a amenințat în nenumărate rânduri și familia. Gigel l-a văzut pe bărbatul care nu-i mai dădea pace chiar în fața Teatrului Național Radu Stanca. S-a dat jos din mașina în care era și s-a dus la el pentru a lămuri lucrurile. Agresorul s-a enervat, iar de aici până la un adevărat scandal nu a mai fost decât un pas. În piciorul stâng am simțit doar că fuge pe multe picioare, camețesc. N-am realizat că chiar vrea să tragă, după care dânsul a depărtat. Oamenii au sunat imediat la 112, iar victima a fost transportată de urgență la Spitalul Județean. Un pacient în vârstă de 39 de ani a fost adus la Spitalul Județean, fiind diagnosticat cu leziuni minore prin împușcare. Practic este vorba de o plagă contuză în treimea superioară a coapsei stângi. Pacientului s-au aplicat proceduri specifice, i s-a toaletat rana și i s-a suturat rana. Pe fir au intrat și polițiștii care au deschis o anchetă. O familie de români a tâlhărit 10 de șoferi pe autostradă din Spania. Mama, tatăl și fiul lor au fost arestați după ce au dat 15 lovituri, prefăcându-se mereu că s-au rătăcit. Jafurile au fost comisate.
comise pe autostrada 7 și în parcările de pe șoseaua de mare viteză în zona orașului Alicante. Românii acuzați de comiterea tâlhăriilor opreau mașini în trafic și le cereau ajutorul șoferilor sub pretextul că au probleme tehnice. În cazul în care cei opriți coborau din autoturism, unul dintre tâlharile distrăgea atenția, iar altul fura obiecte de valoare. O altă metodă a făcut victime în rândul șoferilor de camioane. O femeie apărea cu o hartă în mână într-o parcare de pe autostradă și cerea ajutorul șoferului pe motiv că s-ar fi rătăcit. Dacă șoferul cobora din mașină să o ajute, unul dintre membrii familiei fura tot ce găsea, de la portofele, telefoane, la ochelari de soare sau alte bunuri. Polițiștii spanioli au reușit să prindă hoții în localitatea Crevient. Potrivit anchetatorilor, cei prinși sunt un cuplu, tatăl 45 de ani, mama 38 și fiul lor de 23 de ani, toți având antecedente penale. Nu sunt singurele cazuri în care compatrioții noștri au avut probleme cu legea în Spania. În martie 2017, 120 de români au fugit dintr-un restaurant unde au organizat un botez, fără să plătească factura în urma consumației. Paguba produsă de cei 120 de români se ridica la suma de 2000 de euro. După petrecere, românii au fugit din restaurant. Angajații localului au încercat să-i oprească pe cei 120 de români, însă aceștia au amenințat că dau cu mașinile peste ei. Dacă până acum turiștii se puteau plânge de plajele sufocate de șezlonguri, acum acestea au fost luate cu asalt de mașini. Deși este interzis accesul cu autoturismul pe plajă, legea nu i-a împiedicat pe zeci de șoferi să parcheze pe nisip. Turiștii veniți la mare ce au vrut să scape de plata locului de parcare au găsit soluția, plaja. Aceasta însă ar putea să-i coste scump. Imaginile au fost surprinse pe plaja Modern, în centrul Constanței. Deși în zona este montată o barieră ce împiedică accesul autoturismelor, descurcăreții au găsit o altă cale de acces. În loc să meargă câțiva pași pe jos, ei au intrat pe plaja Trei Papuci. Recent, un cântăreț de manele s-a filmat cu mașina pe plaja Modern pentru un videoclip. Polițiștii biroului rutier s-au autosesizat în legătură cu imaginile apărute pe rețelele de socializare și în presă, iar proprietarul mașinii a fost amendat cu 10.000 de lei. Se pare că nici acest incident nu i-a speriat pe șoferii ale căror mașini au împânzit plaja. Accident mai puțin obișnuit în capitală, chiar în fața Palatului Parlamentului, la o oră de vârf, o mașină a plonjat în fântâna din fericire fără apă din Piața Constituției. Nu se știe cum a reușit șoferul să ajungă tocmai în fântână, însă cert este că deocamdată rămâne fără mașină, care este grav avariată și în mod sigur va primi și o amendă usturătoare. Mașina a fost scoasă din fântână cu o macara, iar omul de la volan este căutat de polițiști. Clipe cumplite pentru o taximetristă din Hunedoara. Femeia a fost răpită și violată de un recidivist. Polițiștii l-au identificat pe suspect după descrierea femeii și îl caută în tot județul. Apelul la 112 a venit azi noapte. O femeie anunța că a fost bătută și violată pe un câmp din apropiere de Hunedoara. Femeia este taximetrist și a povestit polițiștilor că a fost abordată de un client care a solicitat să-l transporte într-un cartier mărginaș din oraș. Ajuns la destinație, bărbatul a lovit-o și a amenințat-o, cerându-i să-l transporte pe un câmp în afara localității, unde sub amenințare a violat-o. Scăpată din mâinile agresorului, femeia a reușit să-l descrie pe acesta, iar poliția l-a și identificat. Ar fi vorba despre un individ care a mai fost condamnat și în trecut pentru viol. Pe numele acestuia a fost emis mandat de aducere, însă este de negăsit. Polițiștii nu au dat de el nici la locuința lui și nici prin oraș. Înainte ca poliția să dea un comunicat oficial cu privire la suspect, poza individului a fost publicată de apropiații victimei pe paginile de socializare, în speranța că oamenii pot da detalii care să ducă la prinderea acestuia. Un apropiat al femeii a oferit chiar o recompensă de 300 de euro pentru informații despre el. Agresorul a mai fost condamnat în 2004 pentru viol, la 7 ani de închisoare și a fost eliberat în februarie 2008. Două luni mai târziu a fost din nou arestat tot pentru viol, însă a fost eliberat. Noi schimbări în legea pensiei. Ministrul Muncii a declarat că pilonul 2 de pensii devine opțional, iar această variantă este bătută în cuie. Pe perioada verii urmează să aibă loc o prezentare foarte clară despre avantajele și dezavantajele acestei măsuri. Hotărâi ce vrem să facem și este ceea ce am comunicat de anul trecut și anume să fie opțional acest bătut în cuie. Pilon 2. Poftiți? Este bătută în cuie varianta asta. Fără doar și poate este bătută în cuie. Guța Vasilescu a declarat că inclusiv ea a cotizat la pilonul 2 timp de 10 ani, fără a fi informată despre acest lucru. Ea a menționat că oricine ar trebui să aibă dreptul să opteze în privința contribuțiilor către pilonul 1 sau pilonul 2 de pensii. Eu vreau să optez, vreau să am această posibilitate și cred că oricine ar trebui să aibă acest drept. Sigur,
Pe perioada verii veți vedea o prezentare foarte clară vis-a-vis de pilonul 2 de pensii, ce înseamnă, care sunt avantajele, care sunt parte din dezavantaje. Coaliția de guvernare vrea să-l lasă pe Klaus Iohannis fără niciun control asupra serviciilor de informații. Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, a anunțat că șeful statului ar putea chiar să rămână fără prerogativele de numirea directorilor serviciilor secrete din România. Parlamentul este cel care asigură controlul democratic al instituției, al instituțiilor acestea de serviciile de informații, la fel cum se întâmplă în toate țările. Din păcate, avem o experiență recentă. În Parlament, comisiile de supraveghere a serviciilor secrete, până acum 2 ani de zile, au făcut o simplă figurație. Și acesta a fost unul din motivele pentru care a apărut această cangrenă denumită statul paralel. Eu cred că nici președintele nu trebuie să aibă un rol în ceea ce înseamnă funcționarea serviciilor de informații. Călin Popescu-Tăriceanu susține că legile de funcționare a serviciilor de informații trebuie schimbate din temelii. Serviciile de informații trebuie să nu fie folosite de nimeni ca instrument politic. Deci e un lucru foarte clar și trebuie să vedem care sunt anumite modificări, anumite reglaje care trebuie făcute în așa fel încât să avem siguranța că serviciile funcționează sub control civil, funcționează sub controlul Parlamentului, servesc țara, apără pe români și România de dușmanii ei. Continuă scandalul revocării Laurei Codruța Chioveși. Ministrul Justiției este convins că președintele Klaus Iohannis își va îndeplini obligațiile constituționale și o va revoca din funcție pe șefa DNA, doar că are nevoie de mai mult timp să parcurgă decizia Curții Constituționale. Am înțeles că va citi până va înțelege, a precizat ironic ministrul Justiției. Eu am declarat în repetate rânduri. Chiar dacă în spațiu public decizia produce efecte juridice, de la momentul publicării în Monitorul Oficial al României. Am înțeles că domnia sa va citi, am înțeles că domnia sa va citi până va înțelege, iar eu exprim aceeași convingere că își va îndeplini obligația. Să înțelegeți doar că am repetat ceea ce domnia sa a afirmat. Reacția ministrului Justiției vine după ce, în urmă cu o săptămână, președintele Klaus Iohannis spunea că așteaptă motivarea curții, iar ulterior va lua o decizie în privința revocării șefei DNA. Iohannis a spus că o va citi până o va înțelege, iar apoi va comunica ce trebuie făcut. CCR a publicat motivarea de 133 de pagini în cazul conflictului președinte-ministrul Justiției, generat ca urmare a refuzului președintelui Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța Chioveși din funcția de procuror șef al DNA. Curtea Constituțională arată în motivarea privind conflictul instituțional președinte-ministrul Justiției că șeful statului și-a arogat niște atribuții pe care nu le are atunci când a respins revocarea Laurei Codruța Chioveși, blocând în acest fel autoritatea ministrului asupra activității procurorilor. Emoții pentru absolvenții clasei a 8-a. Elevii au dat primul piept cu primul examen serios din viața lor, evaluarea națională. Astăzi a avut loc proba de limba și literatura română. Aceasta este prima probă scrisă pe care o vor susține elevii care termină școala generală, următoarea fiind programată miercuri la matematică. Site-ul care aparține Ministerului Educației a picat cu puțin timp înaintea începerii evaluării naționale de clasa 8-a. Peste 150.000 de elevi care au terminat clasa 8-a au susținut prima probă a evaluării naționale, cea la limba și literatura română. Emoții mai mari au avut părinții. Emoțiile sunt foarte mari. Cred că noi ca părinți avem emoții mult mai mari decât au copiii. Am făcut o listă cu liceele la care dorește să meargă, dar prima dată așteptăm să vedem media de la capacitate și după aceea ne decidem în concret pentru un liceu. Da, emoții, pentru că știm că avem niște copii buni și la fel or să iasă de aici și or să meargă la licee bune. Și bineînțeles că când o să termine clasa 12-a, o să fie bacu și de acolo nu știm ce vom face. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, pe 13 iunie, absolvenții clasei a 8-a vor da examenul la matematică, urmând ca pe 14 iunie, elevii care aparțin minorităților să susțină proba scrisă la limba maternă. Chiar înainte ca proba scrisă la limba română din cadrul evaluării naționale de la clasa 8-a să înceapă, site-ul edu.ro, care aparține Ministerului Educației, a picat. Problema este că va termina o școală, un liceu sau o facultate și nu va avea unde să profeseze meseria care va termina în România. Va fi nevoit să plece afară, ceea ce nu ne convine.
E grav pentru că în țară nu se creează locuri de muncă. În funcție de notele de la evaluarea națională va fi stabilită media de admitere la liceu. Astfel, media examenului va avea o pondere de 80%, iar media claselor 5-8 va conta în proporție de 20% în vederea stabilirii notei finale de admitere la liceu. Consumul stă la baza economiei românești, o dovedesc și rafturile supermarketurilor care se golesc cu viteza luminii, mai ales de sărbători sau în weekenduri, iar cele mai mari profituri le fac retailerii germani și francezi care au afaceri în țara noastră. Colega mea, Georgia Simionovici, ne spune unde au lăsat românii cei mai mulți bani. Bun găsit! Românii au cumpărat mai mult și mai scump anul trecut, iar comerțul modern autohton rămâne în continuare o afacere franco-germană. Astfel, nemții de la Kaufland și-au păstrat fotoliul de lider după ce au consemnat anul trecut vânzări totale de 10,08 miliarde de lei și un profit net de 670 de milioane. Kaufland este urmat în clasament de către francezii de la Carrefour cu vânzări totale de 6,74 miliarde de lei în 2017 și un câștig net de 209 milioane de lei. Iar podiumul este completat de alți germani, cei de la Lidl, care au obținut în 2017 un profit net de 352 de milioane de lei, la o cifră de afaceri de 6,51 miliarde de lei. Culmea este că din acest top 3, Kaufland are cel mai mic lanț de magazine în țara noastră. Astfel, în luna ianuarie, Kaufland avea în România 118 hipermarketuri. Asta în timp ce Carrefour deține 306 magazine în țara noastră, dintre care 32 de hipermarketuri, 220 supermarketuri, 42 de magazine de proximitate express, 10 magazine de proximitate contact și un magazin de comerț online. Iar compania de pe locul al treilea, adică Lidl, a încheiat 2017 cu 220 de magazine. Clasamentul vânzărilor este completat în ordine de Auchan, Mega Image, Profi, Metro, Selgros, Penny și Cora. Căldură năucitoare și furtunile periculoase lovesc România. În timp ce sudul țării se va topi la 33 de grade, vestul și nordul vor fi spulberate de ploi torențiale și vijelii. Și în acest weekend a fost potop în mare parte din țară. O ploaie torențială a transformat străzile Brașovului în adevărate râuri. În timpul codului portocaliu de furtuni s-au cumulat și 40 de litri pe metru pătrat. A căzut grindina, iar vântul a suflat cu putere. În Drobeta, Turnul Severin, 4 persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce un cort al unei trupe de circ a fost dărâmat de o furtună puternică. De ploaia torențială nu scăpăm nici săptămâna viitoare. Meteorologii spun că perioadele de caniculă vor alterna cu furtuni și vijelii. Acestea, gradul de instabilitate s-ar putea accentua și mai mult, în sensul că vom vorbi din nou de averse torențiale, adică și la cantități de apă destul de însemnate în intervale scurte de timp, de asemenea de vijelii, de căderi de grindină și de descărcări electrice, astfel de fenomene urmând să fie mai frecvente, cel puțin în jumătatea de vest a teritoriului. Nici aerul cald nu se lasă dus din țara noastră. Căldura insuportabilă va pune stăpânire pe țara noastră începând din a doua parte a săptămânii. Mâine și poimâine vom vorbi de o vreme călduroasă, cel puțin în partea de sus și sud-est a teritoriului, urmând ca miercuri și joi să-și facă apariția caniculă. Până luni seara la ora 23 este în vigoare o informare meteorologică pentru vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, dar și pentru zonele de deal și de munte. Sunt anunțate ploi torențiale, se vor cumula 20 de litri pe metru pătrat, vor fi vijelii, dar și grindină. Probleme cu legea pentru un actor celebru de la Hollywood, Vince Vaughn, a fost reținut de poliția din California după ce a condus sub influența alcoolului și pentru că s-a opus arestării. But I know you. I've never seen you before, but I saw the whole thing and I wish we could figure out what you did. Like some kind of behavior that guys like that would have issue with. Like mouthed off or made a gesture or you run a book in Vinci sweatshops. What? Is that what this is? Is what is? Is that what you think this is? It just seems to me like you pissed off some serious people. Maybe you ought to take more care. Just a thought. Vince Vaughn pare să prefere să nu respecte regulile nu doar în filmele în care joacă, ci și în viața reală. Starul de la Hollywood, cunoscut pentru comediile Dodgeball și Wedding Crashers, a fost oprit de poliție la un punct de control de Playa Hermosa din apropiere de Los Angeles. Vaughn a fost arestat sub suspiciunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice și pentru opunere de rezistență la arestare. Un bărbat neidentificat aflat în mașina lui Vaughn a fost la rândul său reținut pentru că s-a opus intervenției polițiștilor. Starul de la Hollywood a fost ulterior eliberat pe cauție
infracțiune, dar poliția nu a menționat care a fost valoarea acesteia. Aceasta nu este prima dată când Vince Vaughn calcă strâmb. În 2001, vedeta a fost arestată pentru o bătaie într-un bar din Carolina de Nord. Actorul Steve Buscemi a fost înjunghiat în încăierare. Scandal după ultima apariție a prințului George, fiul cel mare al ducilor de Cambridge, a provocat indignare în mediul online după ce s-a jucat cu un pistol la un meci caritabil de polo la care a participat și tatăl său. Forehand stick on there from Malcolm Brooks as he punches it down towards the spectator areas. Cameras at the ready. Opportunities here. Deși prințul William s-a aflat pe teren în mijlocul acțiunii, membrii familiei sale au fost cei care au atras atenția publicului larg. Kate Middleton a fost lăudată pentru simplitatea rochei și zâmbetul larg afișat. Fiul cel mare al ducilor de Cambridge și-a luat cu el un pistol de jucărie pe care l-a îndreptat pe rând către mai mulți participanți la eveniment. Mai întâi a amenințat-o chiar pe mama sa, iar ulterior a îndreptat arma către o fetiță care asista la rândul ei la meci. Prințul George a părut că s-a distrat de minune, dar în același timp a fost și foarte agitat și a încercat să-și găsească activități diverse în loc să privească partida de polo. Casa regală britanică a fost criticată în mediul online. Internauții susțin că în această perioadă nimeni nu ar trebui să vadă pistolul drept o jucărie amuzantă. Faptul că ducesa de Cambridge a părut chiar că se distrează și îl încurajează pe George la astfel de practici i-a înfuriat pe mulți. Membrii casei regale britanice au o istorie militară bogată. Atât tatăl prințului George, cât și unchiul său au făcut serviciul militar și s-au aflat în rând armatei. Trump declară război total aliaților din NATO. Nemulțumit de eșecul negocierilor de la summitul G7, liderul de la Casa Albă s-a dezlănțuit în mediul online și a acuzat statele NATO că jegmănesc în comerț Statele Unite, deși primesc protecție pentru mult mai puțin decât ar trebui. Donald Trump este dispus să facă schimbări majore în relația cu statele membre NATO. Liderul american acuză membrele NATO că nu oferă acorduri comerciale avantajoase pentru Statele Unite, în pofida tuturor beneficiilor acordate de Washington. Îmi cer scuze, dar nu mai putem lăsa prietenii și inamicii noștri să mai profite de noi în ceea ce privește comerțul. Trebuie să punem muncitorul american pe primul loc. De ce ar trebui eu, ca președinte al Statelor Unite, să permit țărilor să realizeze excedente comerciale masive, așa cum au făcut timp de decenii, în timp ce fermierii, muncitorii și contribuabilii noștri trebuie să plătească un preț atât de mare și de inechitabil. Donald Trump a reamintit că Statele Unite plătesc aproape întregul cost al NATO și că drept răsplată sunt jegmănite în comerț. Statele Unite plătesc aproape întreg costul NATO și protejează multe din aceste țări care ne jegmănesc în comerț. Astfel, președintele american a promis o schimbare majoră. Protejăm Europa, ceea ce e bine, cu pierderi financiare uriașe, iar apoi suntem călcați în picioare la comerț. Vine schimbarea. Răbufnirea lui Trump în mediul online vine după un eșec răsunător al negocierilor la summitul G7 din Canada. Trump l-a caracterizat pe prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, ca foarte necinstit și slab, în timp ce consilierii săi economici l-au numit un trădător. Totul după ani de relații prietenoase între Canada și Statele Unite. În același timp, șefii guvernelor din G7 au criticat decizia SUA de a-și retrage sprijinul pentru o declarație comună a țărilor din grup, convenită înainte ca Trump să plece spre Singapore, unde se va întâlni cu liderul nord-corean Kim Jong-un pentru un summit istoric. Președintele Rusiei Vladimir Putin anunță că țara sa este pregătită să organizeze un summit G7 la Moscova. Liderul de la Kremlin a reacționat de fapt la o declarație făcută de președintele american Donald Trump la finalul summitului G7 de săptămâna trecută din Canada. Șeful de la Casa Albă a spus că este în interesul tuturor ca Rusia să fie reintegrată în acest summit, din care a fost scoasă acum 4 ani. Возврат России в семерку, восьмерку, мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть. Vladimir Putin a reamintit că președintele american a declarat de mai multe ori că o astfel de reuniune ar fi viabilă. Еще раз повторить, в нашем последнем телефонном разговоре он выразил озабоченность по поводу угрозы нового вида гонки вооружений. Я с ним согласен. Declarația liderului de la Kremlin a venit la câteva zile de la summitul G7 din Canada și după ce Donald Trump a declarat că este în interesul tuturor ca Rusia să fie reintegrată în această reuniune. They threw Russia out. They should let Russia come back in, because we should have Russia at the negotiating table. Rusia a fost exclusă de la summitul celor mai avansate economii ale lumii în 2014, ca urmare a anexării Crimeei. La masa negocierilor G7 stau de atunci Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Ultima reuniune a avut loc săptămâna trecută în Canada și a fost considerată de presa internațională
internațională drept un eșec. În plus, la final, au apărut declarații fără precedent. Premierul Canadei, țară afectată asemenea Europei și altor state ale lumii de noile taxe vamale americane pe oțel și aluminiu, a afirmat că aceste impozite sunt insultătoare. Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a confirmat că va reacționa luna viitoare. Ulterior, Larry Kudlow, principalul consilier economic de la Casa Albă, l-a acuzat pe prim-ministrul Canadei că l-a trădat pe președintele Donald Trump prin declarațiile cu privire la măsurile comerciale și că riscă să-i afecteze imaginea liderului american în ajunul întâlnirii istorice cu Kim Jong-un. A descoperit pe țin Statele Unite după ce au reușit să oprească în trafic un hoț auto. Polițiștii din Florida au avut parte de o surpriză neașteptată. Oamenii legii au dat nas în nas cu o maimuță care stătea agățată de gâtul celui urmărit. Situație neobișnuită în traficul din Florida după ce poliția a pornit în urmărirea unui hoț de mașini care provocase un accident. Ofițerii au rămas muți de uimire după ce au văzut că suspectul conducea cu o maimuță agățată de gât. În timp ce bărbatul era arestat, maimuța a încercat să-l țină pe acesta de mână. După ce au aflat că suspectul nu avea niciun permis de a deține maimuța, ofițerii s-au văzut nevoiți să ia animalul cu forța. Proprietarul maimuței susține că a încercat să obțină un permis pentru aceasta în urmă cu mai mulți ani, dar acest lucru i-a fost refuzat după ce nu a reușit să prezinte niciun document care să ateste achiziția. Vecinii bărbatului spun că cei doi erau nedespărțiți. All the time, driving the monkey, wrapped around his neck. The day he moved in. That monkey. I noticed the monkey. În cele din urmă, maimuța a fost băgată într-o cușcă și transportată la adăpost. Momentul de despărțire a fost unul emoționant. Yeah, we're all good here. We're getting them in the carrier right now. Reprezentanții adăpostului au transmis că maimuța s-a adaptat la viața din captivitate, dar este evident că legătura dintre ea și proprietari este una foarte strânsă. Aceștia, dar și oamenii din mediul online, își doresc ca cei doi să se reunească în cele din urmă. Femeile din Irlanda au renunțat la inhibiții și au stabilit un record mondial impresionant. Peste 2500 de femei s-au adunat pe o plajă din apropiere de Dublin pentru a face baie goale, totul pentru o cauză nobilă. Women Empowerment Day. Stripping dipping. Stripping and dipping. 2505 femei au petrecut cel puțin 5 minute goale în apa mării pentru a stabili un nou record mondial omologat de Guinness Book. Recordul anterior de 786 de participante în 2015 în Australia a fost astfel spulberat de către irlandeze care și-au propus să strângă astfel cât mai multe fonduri pentru copiii bolnavi de cancer. Misiunea nu a fost una ușoară, dar în cele din urmă femeile au reușit să treacă peste inhibiții. Probably a few years ago I would have been very apprehensive and after having 3 kids at this stage I just don't mind at all. Un alt impediment a fost temperatura apei din largul plajei Magermore, aflată la circa 50 de kilometri de Dublin. Aceasta nu a trecut de 12 grade Celsius în ciuda vremii calde din ultima perioadă, iar multe dintre participante au tremurat serios la ieșirea din apă. Prima ediție a acestui eveniment anual s-a desfășurat în 2013, tot în apropiere de Dublin. Banii adunați în acest an vor fi donați unei organizații caritabile pentru copiii diagnosticați cu cancer. În urma edițiilor desfășurate până în prezent, au fost strânși peste 153.000 de euro. Vremea va fi frumoasă mâine în toată țara. Maximele vor ajunge la 34 de grade Celsius în sudul și vestul țării. Și la munte va fi cald, însă sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice în Carpații Orientali. La noapte, vremea va fi instabilă în regiunile nord-vestice și în zonele montane, unde va ploua. În nordul și centrul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 16 grade Celsius. În sudul și vestul țării, maximele vor ajunge la 19 grade Celsius. Mâine, vremea va fi călduroasă. În centrul țării sunt așteptate ploi însoțite de descărcări electrice. În centrul și vestul țării, valorile termice vor ajunge la 32 de grade Celsius. În sudul și vestul țării maximele vor fi cuprinse între 33 și 34 de grade Celsius. La noapte, în capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade Celsius. Mâine, în București, temperaturile vor ajunge la 33 de grade Celsius.
Celsius. Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În Eforie Nord, maximele vor ajunge la 27 de grade Celsius. La munte, vremea va fi instabilă, în Carpații orientali și pe arii restrânse, în Carpații meridionali va ploua slab. În masivul Ceahlău se vor înregistra 17 grade Celsius, iar în Poiana Brașov, valorile termice vor ajunge la 24 de grade Celsius. Știrile au ajuns la final, sunt Nadia Ciurlin, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Se întâmplă acum cu Tudor Barbu, noi ne revedem de la ora 20. O zi frumoasă să aveți!